Doamnelor, domnilor și dragi copii, suntem în prag de Revelion, adică la un pas de marea sărbătoare a trecerii dintre ani. Chiar dacă ești în România, la București, Sibiu sau Cluj, la Londra sau la Paris, știu sigur că vei sărba cu mare faz trecerea dintre ani. Oamenii din toată lumea petrec noaptea de Revelion cu cea mai mare bucurie, cu focuri de artificii minunate și voie bună. Știați că romanii au dedicat prima zi din an lui Janus, zeul porților, al intrărilor și al începuturilor? Chiar și numele lunii ianuarie provine tot de la Janus, zeul cu două fețe. Acum vă mai spun doar că eu îmi doresc de la 2022 să fie anul care să ne aducă plecarea pandemiei. Eu sunt Irina, la mulți ani cu bine tuturor!